Concursul național Icoana Ortodoxă Lumina Credinței, ediția 9, și-a premiat câștigătorii. Cele mai bune 9 lucrări, câte 3 de la cele 3 categorii, icoană pe lemn, icoană pictată în tehnica frescă și miniaturi, au fost premiate în urma evaluării lor de o comisie formată din 5 specialiști în domeniul picturii bisericești. De asemenea, organizatorii au publicat fotografii cu lucrările câștigătoare. Față de edițiile anterioare, anul acesta se remarcă o creștere semnificativă a calității lucrărilor, atât din punct de vedere artistic, cât și din punct de vedere tehnic. Evaluând dimensiunea artistică a icoanelor, observăm în multe cazuri că, deși concurenții urmăresc cu fidelitate elementele stilistice întâlnite în arta bisericească cuprinsă între secolele 5 și 18, este vizibilă influența accentuată a artei contemporane bisericești din țara noastră, influența manifestată prin maniera în care sunt folosite unele formule compozitive, prin modul în care sunt realizate modeleurile și transparențele și prin virtuozitatea cu care sunt aplicate blicurile, ceea ce scoate în evidență caracterul viu și dinamic al artei bisericești. Din punct de vedere tehnic, remarcăm cu bucurie folosirea frecventă a tehnicilor tradiționale. Aici ne referim la tehnica de aurire cu bolus, la folosirea emulsiei de ou caliant pentru aplicarea pigmenților la icoane, folosirea pergamentului și a hârtiei manuale ca suport pentru realizarea miniaturilor. În cazul freșcelor, pe lângă maestria cu care sunt realizate reprezentările iconografice, observăm carbonatarea uniformă și corectă a suprafețelor picturale, lucru care ne indică experiența îndelungată a concurenților în zugrăvirea chipurilor de sfinți, dar și a faptului că au respectat cu temeinicie timpii de execuție. Câștigătorii Andrei Cosma, Ioan Popa, Georgiana Cimpoieru, Florentin Stoian, Astrid Mușat, Bogdan Cristian Coșofreț, Ionel Haraga și Elena Murariu vor primi premii în bani, iar lucrările lor, alături de alte 19 selectate dintre cele mai bune, vor fi prezentate într-o expoziție organizată la Palatul Patriarhiei. Concurenții care obțin un loc pe podium 3 ani consecutivi la concursul național Icoana Ortodoxă Lumina Credinței vor fi autorizați ca iconari de Comisia de Pictură Bisericească, fără să mai efectueze perioada de practică.